Deși temperaturile de afară nu ne prea duc cu gândul la iarnă, suntem totuși în luna noiembrie, astfel că angajații primăriei au început deja să pregătească orașul de sărbătoare și să împodobească străzile cu ornamente de Crăciun. Startul sărbătorilor de iarnă va fi dat în seara de Moș Nicolae. De câteva zile au început pregătirile pentru sărbătorile de Crăciun. Angajații primăriei au aranjat deja ornamentele pe cetate, iar acum lucrează de zor la montarea beculețelor pe străzile orașului. Cam fiecare an, înainte cu 30 de zile de ziua de 1 decembrie, ne apucăm de aceste lucrări pentru a înfrumuseța orașul pe perioada sărbătorilor de iarnă. Vrem ca și în acest an să ne ținem de program și de cuvânt și de tradiție, ca în seara de Moș Nicolae să aprindem iluminatul de sărbători. În anul acesta, din păcate, nu am mai investit sume în plus față de anii trecuți din lipsă de fonduri, dar sper că, așa cum am auzit voci, că Făgărașul a arătat bine de sărbătorile anului trecut, să arate și în acest an, speranța că în viitor vom reuși să mai înfrumusețăm orașul. Startul sărbătorilor de iarnă va fi dat conform tradiției din ultimii ani în seara de 5 decembrie. Atunci vor fi aprinse luminițele în oraș. În plus, autoritățile au pregătit și în acest an mai multe surprize pentru făgărășeni și în special pentru copii. Acum suntem în tratative pentru a aduce la Făgăraș din nou un patinoar. De această dată vreau să îl amenajăm la poarta cetății Făgărașului, între lacul cetății și cetate, tocmai pentru a da o mai mare greutate adevăratului centru istoric al Făgărașului, dar suntem în tratative cu niște sponsori, cu o companie de telefonie mobilă care să asigure undeva la 70-80% din costurile acestui patinoar, în speranța că îi vom face fericiți pe tineri și copii. Spiritul sărbătorilor de iarnă se simte deja și prin magazine. Mai mulți patroni s-au aprovizionat din plin cu produse specifice Crăciunului și Anului Nou, iar cumpărătorii nu au îndârziat să apară.